Bună tuturor și bine ați venit din nou în bucătăria mea. Mă numesc Rodica și astăzi voi face brioșe cu biscuiți Oreo. Pentru asta avem nevoie de 5 ouă care le vom separa, după care vom adăuga puțină sare și vom mixa bine albușurile. Acum vom adăuga treptat 100 de grame de zahăr, puțin câte puțin, și continuăm să mixăm până ajunge o spumă groasă și firmă. În gălbenușuri vom adăuga 25 de ml de ulei, 'Acum vom adăuga gălbenușurile în albușuri și vom mixa la viteză minimă. Acum vom adăuga 10 ml de esență de vanilie. Acum vom cerne 150 de grame de făină, o linguriță de praf de copt și un pic de sare. Și vom amesteca cu mixerul la viteză minimă ușor. Între timp vom adăuga și 40 de ml de lapte. Voi pune compoziția într-un puș. Acum avem nevoie de un pachet de biscuiți Oreo. După care le vom da la cuptor pentru 30 de minute la temperatura de 160 de grade Celsius. Acum le vom lăsa să se răcească bine, după care le putem servi. Este o rețetă ușoară și au un aspect foarte frumos. Sper că v-a plăcut rețeta, dacă e așa, dați-mi un like și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Pa, pa!